Astăzi vă voi arăta ce produse am consumat eu în decursul a mai multor luni. Produsele le-am pus pe toate în acest plasă de gunoi. Aici avem o cutie de paste de la marca Barilla, pe care o consumăm, pastele le consumăm foarte des. Ne plac cel mai mult, este marca noastră preferată. Pastele sunt mai consistente, mi se par mie, față de alte paste. Acestea sunt mini farfale. O altă cutie de paste de la marca Barilla sunt paste integrale. Se numesc pene rigate. Și au fost foarte bune. Au avut cantitate de 500 de grame. Le-am fiert 10 minute. Acesta este timpul lor de fierbere. Și le-am făcut cu sos roșu și cu ciuperci. Acum să vă arăt ce detergenți de rufe am terminat. Acesta este un detergent de la Lenor. Este detergentul meu preferat. Se numește Spring. Este de primăvară, miros de primăvară. Și îmi place foarte mult pentru că este singurul detergent care îmi lasă rufele cu un miros plăcut și persistă mirosul după ce le-am luat de la uscat. Acesta albastru, culoarea albastră, celelalte nu prea mă încântă așa. Am mai terminat și acest balsam de la Lenor, senzitiv pentru copii. O să spun că nu are niciun miros. Are un miros foarte slab, dar este bun pentru copii, pentru că nu provoacă iritații. A fost în cantitate de 1,9 litri. Am mai terminat și acest pervol pentru rufe închise la culoare. Pot să spun că nu a mirosit cine știe ce. Este bun, spală, scoate pete, dar nu are miros puternic în comparație cu alți detergenți de rufe pe care îi folosesc. A fost în cantitate de 2,7 litri. Am consumat un detergent de vase pur. Este preferatul meu pentru că are un lichid cu o consistență foarte groasă și face multă spumă. Deci este foarte, foarte bun. În cantitate de 750 de ml a fost acesta. O să le iau produsele random. Nu le-am așezat pe categorii. Aici avem o pungă de cafea la vața. Cafea la vața roșie este foarte, foarte bună la gust. Are un gust de ciocolată. Și de câte ori avem ocazia, o consumăm, o cumpărăm și o consumăm. Când o prindem la ofertă.
Aici am consumat o pungă de chipsuri. Aici avem o pungă de chipsuri de la Cheo Chips cu paprika. Este preferata mea, îmi place să mănânc picant. Mă uit să văd în ce cantitate a fost, dar nu găsesc. Nu știu câte grame a avut, chiar nu văd unde este semnul. Aici avem o pastă de dinți Colgate, este marca noastră preferată de paste de dinți. Noi suntem mulțumiți. Aici copilul meu a consumat croissant magic cu ciocolată înăuntru. Copilul meu consumă aceste cereale pe care le cumpărăm din magazinul Lidl. Sunt cu aromă de mire de alpine și se numesc Loops. Cerealele arată exact cum au forma pe pungă, niște rotunduri așa mici, inelușe. Lui plac foarte mult. Nouă ne mai plac și aceste bake rolls de la 7 Days. Acestea au fost cu gust de pizza, dar mai cumpărăm și cu alte arome. De măsline, de usturoi. Am mai consumat și această prăjiturică. Se numește Big Cake. Este ca un fel de mini cake cu ciocolată înăuntru, cu multă cremă de ciocolată. Este foarte bun la gust. Nouă ne place mult. Îl cumpărăm de la magazinele locale de cartier. Am mai terminat și un domestos. Toată lumea cunoaște domestosul. Este extraordinar acest domestos, îl folosesc pe foarte multe suprafețe, la toalete, spăl gresia, faianța, spăl pe anumite suprafețe de plastic, ușile, este un bun dezinfectant și lasă un miros curat. Am mai consumat copilul meu și aceste cereale, crunchy hazelnut muesli. Sunt nemaipomenite aceste cereale, nu conțin zahăr, sunt foarte crocante, au alune întregi de pădure și au un gust nemaipomenit, deci sunt extraordinare. De la Lidl sunt cumpărate. Au o cantitate de 350 de miligrame. Am mai terminat și această soluție anticalcar, pe care noi o cumpărăm de la magazinele cu produse italiene. Cred că fiecare dintre voi are în oraș un magazin produse de curățat italiene. Deci, pentru mine, ele sunt bune. Sunt blânde cu mâinile, nu mi-agresează mâinile, pielea. Și curăță bine. Unele produse sunt chiar și multifuncționale. Le poți folosi pe mai multe suprafețe.
A fost în cantitate de 750 de mililitri. În această iarnă am mai consumat și aceste pliculețe de Faringo Hot Drinks pentru răceală sunt. Un paracetamol care se dizolvă în apă fierbinte și se bea seara când ești răcit. Aici mai avem o altă punguliță de baked rolls cu aromă de pizza. Este o gustare nemaipomenită. Au un gust sărat și bun. Copilul meu a mai consumat această pungă de sticksuri, gust de ca un fel de cașcaval așa de la Cio, sunt foarte bune. Acestea au fost cu smântână și ceapă. Cred că costă 1 leu la magazin. Soțul meu a mai terminat și acest spray de corp de la Avon, se numește Fresh, deodorant este. El îl folosește după ce iese de la duș. Are un miros foarte plăcut, revigorant, fresh și vine în cantitate de 150 de mililitri. Eu am foarte multe produse de la Avon, deoarece sunt distribuitor Avon și de asta le și folosim. Am mai folosit și o sticlă de spirit pe care am folosit-o în diverse metode. Am dezinfectat suprafețe, ne-am șters pe mâini. Am mai consumat aceste iaurturi de la marca Müller. Acestea se numesc Stracciatella și vin într-un pachet de 6 bucăți. Sunt foarte bune, au bucăți de ciocolată înăuntru întregi. Am mai consumat și copilul meu un corn magic, un croissant cu ciocolată înăuntru, cumpărat de la magazinul de jos, din cartier. Am mai consumat și aceste șervețele umede de la marca Lupilu, Comfort se numesc. Nouă ne plac mult, pentru că le folosim pe diferite suprafețe. Am mai terminat acest șampon de la Pantene Profe, pe care toată lumea îl cunoaște. Este un șampon foarte bun. Aș putea spune că după ce mă spăl îmi lasă părul atât de curat încât scârție îmi pun mâna pe el. Dar a doua zi mi se îngrașă foarte repede. Deci acesta este un șampon pentru efect de moment. A fost în cantitate de 250 de mililitri. Alte iaurturi de la marca Müller, acestea au fost cu căpșuni, foarte bune. Copilul meu a consumat acest sirop cu vitamine de la Sanostol, cu multe vitamine și fier, la recomandarea medicului, pe perioada iernii, deoarece răcea foarte des și i-l-a recomandat pentru întărirea imunității. Are o sticlă foarte grea. Noi când am cumpărat cutia nu știam de ce este atât de grea cutia.
și este în cantitate de 230 de ml. Are gust de portocale. Am mai consumat și această pungă de făină. Bine, mai multe pungi de făină, dar una am păstrat-o ca să vă arăt vouă. Este făină pentru cozonac. O făină bună. Nu mă pricep la făină. Pentru mine toate sunt bune. Copilul meu a mai consumat și acești biscuiți Oreo. Toată lumea îi cunoaște, sunt foarte buni, îi plac. Soțul meu a consumat acest balsam de ras. Deci este shave gel. Are, conține mentă. Și când îl folosești, este foarte răcoritor. Simți o senzație de rece. El folosește numai balsamul de ras de la Avon și este foarte mulțumit. Vine în cantitate de 200 de mililitri și lui îi place foarte mult. Am mai consumat acest Mane & Spitz stick deodorant de sub braț, care este în gel. Este cel mai bun Mane & Spitz stick pe care îl folosim noi, este preferatul nostru. În momentul în care te dai cu el, îți usucă suprafața de la sub braț, dar nu să te mănânce, pur și simplu nu mai transpiri, e fenomenal, deci altul nu cred că există mai bun pentru noi. Și are un miros fresh, care nici nu se remarcă așa, nu are miros, dar este bun, este foarte, foarte bun. Îmi vine în cantitate de 85 de grame. Un alt balsam deodorant de sub braț, Mane & Spitz stick cu miros alpin. Acesta încă mai are puțin, nu am mai putut să-l folosim. Pot să spun că pe acesta eu folosesc împreună cu soțul aceleași deodorante. Aceleași mirosuri, nu același deodorant. Acesta pot să spun că l-am folosit mai mult în casă, pentru că nu este atât de puternic precum cel cu gel. Am mai consumat acest gel de duș de la Avon Senses, 250 de ml, La Vita Sensual se numește. Noi folosim în permanență gelurile de duș de la Avon pentru că eu sunt distribuitor. Am mai folosit și această pastă de dinți de la Colgate. Pasta noastră de dinți preferată. Soțul a mai terminat și acest parfum. Apă de toaletă, Avon Lac. Are 30 de ml, dar are un miros foarte puternic. Are un miros înspre mosc. Nu este miros fresh. Este bun. Lui a plăcut. Eu am mai terminat și această apă de toaletă de la Imars. Celebration Edition se numește. Este un parfum pe care l-am folosit pe perioada iernii, deoarece este foarte, foarte puternic. Are un miros de vanilie și persistă foarte mult. Dar vara nu-l pot folosi pentru că miroase puternic.
puternic. A fost în cantitate de 50 de mililitri. Soțul meu a mai terminat și acest apă de toaletă în cantitate de 30 de mililitri de la Avon. Se numește Sport Fresh Dynamic. La fel, aceste parfumuri care au 30 de mililitri sunt foarte puternice și persistă mult. Lui a plăcut. Miros fresh de vară. El le folosește după ce iese din duș. Eu am mai terminat și acest deodorant de la Nivea. Se numește Fresh Natural. Vine în cantitate de 75 de mililitri. Are 0% aluminiu și are mirosul specific produselor Nivea. Vreau să zic că acest produs nu-l mai găsesc. Foarte rar îl găsesc în magazine, dar este extraordinar de plăcut la miros. Mă dau cu el după ce ies de la duș. Așa arată sticluța. Sticluța se poate refolosi, deci se desface, căpăcelul acesta se deșurubează și se poate pune alt produs. Dar v-am zis, nu se mai găsește. Și îmi place enorm de mult. Și mai am câteva produse și terminăm. Am terminat o fiolă de apă de parfum, mostră, de la Faraway, Avon. Aici avem cornuri, Cipicao, croissant, copilul meu le consumă. O pungă de popcorn pentru microunde, cu aromă de mânt sunt acestea. Sunt extraordinar de bune pentru momentul în care vrei o gustare și nu știi ce să faci repede. Aici avem mai multe caramele dulciuri de la Rochen, marca Rochen. Să știți că sunt extraordinar de bune. Au un gust gumat acestea. Acestea tot de la marca Rochen, crunchy. Au fost cu alune. La fel, ciocolată, foarte, foarte bună. Zici că este Snickers. Aici am mai terminat eu niște plasturi pentru nas, Beauty Formula se numesc, pe care eu îi folosesc foarte des, pentru că îmi plac, sunt buni, îmi scot punctele negre și îi cumpăr din magazinul Deme, de la noi din oraș. Acestea au fost toate produsele pe care le-am consumat eu. În decursul a mai multor luni am vrut să vi le arăt, să scăp de ele, pentru că mi-ocupau mult spațiu. Vă mulțumesc pentru vizionare. Și vă aștept la un alt nou clip. Dacă mai doriți clipuri de acest gen, vă rog să-mi spuneți în comentarii. Vă doresc o zi frumoasă. La revedere! Pa, pa!